Făgărășenii se pot implica în dezvoltarea municipiului. Pentru prima dată în Făgăraș a fost lansat proiectul numit Bugetare Participativă. Practic, făgărășenii pot veni cu idei și sugestii în următoarele domenii: alei, trotuare și zone pietonale, mobilitate, accesibilitate și siguranța circulației, spații verzi, locuri de joacă și amenajarea spațiilor publice, infrastructură educațională și culturală și orașul digital. Ce înseamnă de fapt acest proces de bugetare participativă? Prin acest proces, cetățenii hotărăsc cum este cheltuită o sumă din bugetul local. Respectiv, anul acesta o să avem 50.000 de euro alocați pentru apelul de proiecte pe bugetare participativă. Începând cu anul viitor, o să avem 7% din bugetul de investiții. Ok, ce trebuie să facă cetățenii? Noi am creat o platformă împreună cu o firmă de la Cluj-Napoca de bugetare participativă www.bp.primaria-făgăraș.ro, unde cetățenii pot să intre să-și creeze un cont. Există un formular de proiect care trebuie completat, ei identifică probleme existente la nivelul comunității și vin cu soluții transpuse în idei de proiecte. Ei completează formularul respectiv după ce și-au creat contul, îl depun, se înregistrează, apoi, după depunere, o să fie o comisie specializată care o să evalueze aceste proiecte, o să fie declarate eligibile, respectiv neeligibile, iar proiectele eligibile vor fi supuse votului cetățenilor. Cetățenii decid ce proiecte vor fi implementate de către municipiul Făgăraș. Au mai rămas doar 2 săptămâni în care făgărășenii mai pot depune proiecte pentru municipiul Făgăraș. Cei interesați pot depune proiecte pe www.bp.primaria-făgăraș.ro. Dacă intrați pe platforma de bugetare, o să vedeți că sunt proiecte depuse, undeva la 8 proiecte, dacă nu mă înșel. Ce interese există? Ne puteți da un exemplu? Sigur că da, își doresc loc de joacă, de exemplu, pe strada Luncii. Mai avem încă o solicitare referitor la semaforizarea zonei de aici, trecerii de pieton dintre Hotel Boulevard și restaurant The Corner. Altceva. Restaurarea statuii Badea Cârțan, refacerea terasei Litoral. Acolo cetățenii își doresc o zonă de amfiteatru, ca să zic așa. Super. Da. Deci sunt idei frumoase. Au fost depuse până acum 8 proiecte. Deci trebuie să avem un cont creat ca să putem să depunem proiect și să votăm proiecte. E obligatoriu. Noi o să avem și organizăm niște ateliere participative unde invităm cetățenii pe această cale să vină să discutăm problemele existente în comunitate și să schițăm idei de proiecte pe care ei ulterior le vor depune pe această platformă de bugetare, pe acest site. Da, de exemplu, mâine avem de la ora 5 la centru de zi pentru persoane vârstnice. Noi am postat și un calendar, este pe site-ul primăriei. Proiectele depuse până în data de 7 iunie vor fi analizate de către o comisie compusă din 17 membri, reprezentanței primăriei Făgăraș, ai mediului de afaceri, dar și ai organizațiilor non-guvernamentale. Apoi, după ce comisia va selecta proiectele care se pot pune în aplicare, mingea va fi aruncată din nou în curtea făgărășenilor, care vor trebui să voteze. Mai multe detalii puteți afla și de la atelierele participative, unde sunt invitați toți făgărășenii și care vor avea loc zilele următoare în mai multe locații din Făgăraș. Calendarul atelierelor participative îl puteți găsi și pe site-ul primăriei Făgăraș, dar și pe www.tvfăgăraș.ro.